Robot Challenge este una dintre cele mai mari competiții de robotică din lume și se desfășoară anual în Viena, Austria. Sute de roboți autonomi din toată lumea sunt aruncați în luptă pe categorii, într-o competiție care vine să răsplătească eforturile studenților pasionați de informatică, electronică, mecanică și inteligență artificială. La Viena vor fi și în acest an studenții Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologie Informației, reuniți într-o echipă din care fac parte și studenți giurgiuveni. Ambițiile sunt mari, la fel și așteptările, având în vedere concurența extrem de puternică. Evident că anul ăsta toți studenții din toate țările și-au propus un progres tehnic. Ne-am aliniat la acest concept și noi am schimbat ceva din mașina robotului nostru și cel mai important din software-ul aplicat pe această mașină. Din ce în ce mai mult în electronica actuală se pune accent pe informația pe care o pui pe acel device, nu pe mașina în sine. Este, să zic așa, era informației. Nu mai este era electronicii, este era informației. Informație aplicată mașinii. În competiția de la Viena s-au înscris 631 de roboți din 40 de țări, studenții români fiind pregătiți să lupte cu 8 roboți la 4 categorii. Vedeta din acest an va rămâne însă tot robotul Wolf. Wolf a fost testat la cele două sesiuni naționale ale concursului Robot Challenge România, unde și-a demonstrat calitățile tehnice și informaționale, așa cum vorbeam. Ne temem totuși de echipe din Letonia. Letonia are o facultate de robotică unde studenții de acolo primesc sume foarte mari de bani pentru cercetare. Noi însă a trebuit să ne străduim de la părinți, de la prieteni, de la firme, să strângem un buget care depășește 3-4 mii de euro, să creăm acest robot. Repet, de câte ori am ocazia să spun că acest robot nu este o mașină pe care o construiești și o pui într-o expoziție. Este un prototip cu care faci foarte multe teste în care distrugi anumite componente sau schimbi anumite componente care nu sunt performante. În afară de această cheltuială financiară, este și o cheltuială mare de timp. Necesită foarte multe ore de teste, de programare, de proiectare și așa mai departe. Echipa studenților de la Facultatea de Electronică este formată din 17 membri, iar la Viena roboților vor putea fi văzuți în probele de Air Race, Sumo, Nano Sumo și Line Follower. În primul rând, concursul se desfășoară la Viena, cum a spus dumneavoastră, 11-12 aprilie, la aula Wissenschaften. Wissenschaften este un cuvânt compus între proprietăți și cunoștințe, dar este aula de științe din Viena, o construcție, să zic așa, impresionantă prin faptul că 300 de metri pătrați nu are niciun sprijin interior, ci numai sprijin exterior. La acest concurs avem aproape 7 roboți. Probele de acolo sunt cele de Air Race, adică mașini care va trebui să zboare și să recunoască o traiectorie, obstacole în aer și așa mai departe, este introdusă de curând. La capitolul Sumo, unde sunt 4 categorii, Nano Sumo, categoria cea mai, să zic așa, apreciată prin forța și inteligența roboților, până la roboți care de-abia depășesc 3 cm pe latură. De asemenea, la probele de Line Follower, unde sunt la fel probe diferențiate cu obstacole, fără obstacole și așa mai departe, vom avea roboți, o să auziți de roboți, bineînțeles, Wolf, Topor, Rugina, Flex l-am pensionat fiind o generație ceva mai veche. Din exterior, pentru necunoscători, concursurile de robotică par ceva ușor, însă în spate sunt mii de ore de muncă. Nu asta ar fi problema dacă proiectele studenților geniali din România ar fi susținute de autoritățile statului. Din păcate, și la acest capitol, studenții trebuie să se descurce singuri sau să apeleze la sponsori generoși care le împărtășesc pasiunea și care cred în cercetare și inovație. O spun așa cu mâhnire, că nu se apleacă această țară, acest guvern, lumea politică care conduce acest guvern, nu se apleacă asupra învățământului, asupra cercetării.
Ne mirăm că ne pleacă studenții din țară. Evident, în alte părți au bugete mari, au condiții de proiectare, condiții de cercetare și sunt respectați. Aici, inclusiv deplasarea la Viena se face cu resurse proprii, cazare, parcare, diurne, taxe și alte chestii le suportăm din buzunarul nostru. Asta pentru mândria țării, că atunci când se iau premii și se urcă pe un podium, foarte multă lume se bate cu corabida în piept România noastră sau studenții noștri. Nu sunt ai noștri. Vor fi ai noștri în momentul în care îi vom respecta și le vom acorda bugete și toată ergonomia spațiilor pentru cercetare. În ciuda tuturor acestor dificultăți și a piedicilor puse chiar de către cei care ar trebui să-i susțină, studenții români își urmează pasiunea și trec peste orice obstacol pentru a face cunoscute lumii proiectele lor, dar mai ales inovațiile, de cele mai multe ori revoluționare în domeniul roboticii. Acești studenți au ambiții profesionale care nu pot fi mărginite de nesimțirea unui stat de drept. Trec peste orice obstacol pentru a-și definitiva, să zic așa, cunoștințele din facultate. Pentru mai nou, acum există o tendință spre a crea inovații. Fiecare student pe care eu îl cunosc din acest cerc vrea să facă o inovație în electronică, în informatică și așa mai departe. Este un lucru măreț și eu îmi doresc să fac o inovație, de exemplu, folositoare omenirii. Este țelul, să zic așa, suprem a unui om dedicat tehnicii. Totuși, cu sprijinul unor oameni de bine din Giurgiu, echipa Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologie Informației va putea participa în aprilie la Viena la concursul de robotică, în speranța că pe viitor statul român nu-și va mai asuma rezultatele studenților fără a le oferi sprijinul de care au nevoie. La Giurgiu, la acest proiect, este prietenul nostru, domnul Florian Nicolae, care este un om tehnic și apreciază această mișcare a studenților de la electronică și câteva firme private la care nu vreau să le fac reclamă și le mulțumesc pentru atenția acordată acestei mișcări. Anul trecut, la concursul Robot Challenge de la Viena, o echipă a Facultății de Electronică s-a clasat pe locul al doilea la secțiunea NanoSumo, iar România, per ansamblu, s-a situat pe locul 6 în lume. În ceea ce privește concursul din acest an, pentru prima dată apare o probă pe care se pune cel mai mare accent, cea a roboților humanoizi. Vorbim de humanoid Sumo și humanoid Sprint, unde deja pentru fiecare dintre ele s-au înscris roboți din 16 țări.